Furtună ca în deșert la Oradea, vizibilitatea în zona noi centuri de vest a municipiului a fost afectată de un nor de praf roșiatic, îl vedeți deja în imagine. Reprezentanții gărzii de mediu cred că vântul extrem de puternic ar fi ridicat în atmosferă pulberi fine de fier de la o fostă fabrică de coloranți chimici. Praful a dispărut după ce în zona a început să plouă puternic. Județul Bihor s-a aflat, vă reaminte, sub avertizare meteorologică de cod galben de instabilitate atmosferică accentuată.